Bună ziua! Bine ați venit și bine ne-am regăsit la povestiri biblice. Astăzi am să vă citesc povestea de ce este greșit să mințim. Să zicem că o fetiță îi spune mamei sale: după ore vin direct acasă. Dar în loc să vină acasă, ea rămâne la joacă. Iar la întoarcere îi spune mamei: învățătoarea ne-a ținut peste ore. Ar fi corect să spună asta? Ce părere aveți? Sigur că nu. Sau poate că un băiat îi spune tatălui său: nu, nu m-am jucat cu mingea în casă. Dar dacă s-a jucat, ar fi corect să nu spună adevărul? Firește că nu ar fi corect. Corect ar fi să spună adevărul. Marele învățător ne-a arătat cum trebuie să procedăm. El a spus: cuvântul vostru da să însemne da, nu al vostru să însemne nu. Căci ceea ce este în plus față de acestea vine de la cel rău. Ce a vrut să spună Iisus? Că trebuie să facem ceea ce spune, să ne respectăm cuvântul întotdeauna. În Biblie există o relatare care ne arată cât de important este să spunem adevărul. Ea vorbește despre doi oameni care au spus că sunt discipoli ai lui Iisus. Să o ascultăm. După mai puțin de 2 luni de la moartea lui Iisus, mulți oameni au venit la Ierusalim de la mare depărtare pentru o importantă sărbătoare a iudeilor. Cu acea ocazie, apostolul Petru a ținut o cuvântare însuflețitoare despre Iisus, pe care Dumnezeu îl înviase din morți. Mulți dintre cei veniți la Ierusalim auzeau pentru prima dată vorbindu-se despre Iisus. De aceea au vrut să știe mai multe lucruri în legătură cu acest subiect. Ce au făcut ei? Au hotărât să mai stea o vreme la Ierusalim. Între timp, unii au rămas fără bani și au avut nevoie de ajutor ca să-și poată cumpăra mâncare. Vrând să-i ajute, mulți discipoli din Ierusalim și-au vândut o parte din bunuri și le-au dat bani apostolilor. Aceștia, la rândul lor, le-au dat banii vizitatorilor nevoiași. Anania și soția lui Safira din Ierusalim au vândut un teren. Ei au luat această hotărâre singuri, fără să oblige nimeni. Dar gestul lor n-a fost făcut din iubire pentru noii discipoli ai lui Iisus. De fapt, Anania și Safira au vrut să-i convingă pe alții că erau mai buni decât în realitate. Au făcut gestul ăsta ca să se mândrească, să se fălească. De aceea au spus că vor să dea pentru cei nevoiași toți banii pe care îi câștigaseră. Însă ei intenționau să dea doar o parte din acei bani și să spună că i-au dat pe toți. Ce crezi, era corect? Sigur că nu era corect. Ei bine, Anania a mers la apostol și le-a dat banii. Dar Dumnezeu știa că nu-i dăduse pe toți și i-a dezvăluit apostolului Petru că Anania nu spusese adevărul. Nu era problema de suma pe care o dăduse, ci de faptul că nu-și respectase cuvântul. Nu i-a cerut nimeni să dea bani, nu i-a cerut nimeni să vândă terenul, a făcut-o de bunăvoie. Doar că a promis ceva și acum făcea altceva. Așa că Petru i-a spus lui Anania: Anania, de ce te-ai lăsat ademenit de Satan să faci una ca asta? Terenul era al tău. Nimeni nu te-a obligat să-l vinzi. Dar chiar și după ce l-ai vândut, puteai să faci ce voiai cu banii. De ce zici că ai dat toți banii pe care i-ai câștigat, când de fapt n-ai dat decât o parte din ei? Ne-ai mințit nu numai pe noi, ci și pe Dumnezeu. Că
Cât de gravă era fapta lui Anania mințise. El a pretins că făcuse ceva ce în realitate nu făcuse. Biblia ne spune ce s-a întâmplat apoi. Când a auzit cuvintele lui Petru, Anania a căzut jos și a murit. Dumnezeu l-a pedepsit cu moarte. Apoi a fost luat și îngropat. După aproape 3 ore, a venit și Safira, soția lui. Ea nu știa ce se întâmplase cu soțul ei. Petru a întrebat-o: tu și soțul tău ați luat pe teren banii pe care ni i-ați dat? Safira a răspuns: da, am luat pe teren exact banii pe care vi-am dat. Dar mințea. Ei păstraseră o parte din bani. De aceea Dumnezeu a pedepsit-o cu moartea și pe Safira. Faptele lor nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Ce lecție învățăm de aici? Că lui Dumnezeu nu-i plac mincinoși. El vrea să spunem întotdeauna adevărul. Mulți oameni spun însă că nu-i nimic dacă minți. Au dreptate? Nici de cum. Știai că boala, suferința și moartea au apărut tocmai din cauza unei minciuni? Amintește-ți că diavolul a mințit-o pe Eva. El i-a spus că nu o să moară dacă încalcă porunca lui Dumnezeu, mâncând din fructul interzis. Eva l-a crezut pe diavol și a mâncat și l-a convins și pe Adam să mănânce. Astfel, ei au păcătuit și toți copiii lor s-au născut păcătoși, condamnați la suferință și la moarte. De la ce au pornit toate problemele? De la o minciună. N-ar trebui să fim surprinși că Iisus a spus următoarele cuvinte despre diavol. El este un mincinos și tatăl minciunii. Diavolul a fost primul mincinos. Când cineva spune o minciună, limită pe diavol. Să nu uităm lucrul acesta când suntem tentați să mințim. Dar când ai putea să fii tentat să minți? Când faci ceva greșit, nu-i așa? Să zicem că spargi ceva fără să vrei. Dacă ești întrebat, vei da vina pe fratele sau pe sora ta? Sau te vei preface că nu știi ce s-a întâmplat? Dar dacă nu ți-ai făcut toate temele, vei spune că ți le-ai făcut pe toate chiar dacă nu-i adevărat? Să nu uităm ce li s-a întâmplat lui Anania și Safirei. Nici ei n-au spus tot adevărul, iar Dumnezeu a arătat cât de grav a fost fapta lor, pedepsindu-i cu moarte. Prin urmare, indiferent ce am făcut, mințind sau spunând jumătăți de adevăr, înrăutățim lucrurile. Biblia ne sfătuiește: spune adevărul și nu vă mințiți unii pe alții. Dumnezeu spune întotdeauna adevărul și așteaptă același lucru și de la noi. Trebuie să spunem întotdeauna adevărul. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Sper ca sfaturile acestei povești să ajungă la urechile și la inimioarele voastre și să respectați această, acest sfat al lui Dumnezeu și al lui Iisus, care știți că iubește copiii foarte mult, să încercăm să nu mințim, să ne străduim, să ocolim minciuna, să spunem mereu adevărul. La revedere, iubiții mei, și ne vom revedea curând. Vă rog să vă abonați, nu uitați să vă abonați.